artă din roman. În această zi frumoasă, chiar dacă afară ploua atât de plăcut, pentru că chiar aveam nevoie de un pic de ploaie, dar cum vorbeam și cu doamna Foghel când a venit, înseamnă belșug. Belșug pentru toată lumea, pentru toți cei care astăzi sunteți în acest lăcaș al artelor din roman. Spuneam că bine ați venit. Ne-am obișnuit aici, la Muzeul de Artă din Roman, de ceva vreme, să ne dăm întâlnire cu dascăl. Dascăl de altă dată, dascăl de astăzi. Dascăl care, spuneam la ultima activitate, care au descălit generații întregi de copii. Copii mai mici, de la grădiniță, copii mai mari, liceeni și așa mai departe. Și au ajuns la un moment al vieții în care s-au gândit să ne descălească și pe cei maturi, pe noi cei maturi, și în alt fel de artă. Artă. Și vorbeam la vernisajul domnului Mihai Gitaru, care sigur o parte dintre dumneavoastră ați fost prezenți și care a fost dascăl, 26 de ani aici în Roman, la vernisajul domnului Viorel Maxim, care este dascăl și astăzi și care predă la catedră. Și vorbeam și la vernisajul doamnei Doamne Acorescu, cu care siguranță ați auzit cu toții și care a fost dascăl atâția ani aici în Roman. Astăzi, din nou ne dăm întâlnire tot cu dascăl. Ce poate fi mai frumos? Dascăl la catedră și dascăl astăzi în Muzeul de Artă Român. Dacă nu ne întâlnim de data aceasta cu pictura sau sculptura, ne întâlnim cu altfel de artă, scrierea și mai ales poezia. Eu mă bucur că această activitate, această lansare de carte, acest eveniment extraordinar pentru doamna Elena Foghel, acest debut editorial al doamnei Elena Foghel, are loc aici, la Muzeul de Artă din Roman. Și pentru că trupa de teatru Dan Alexandrescu s-a mobilizat într-un mod atât de frumos, chiar surprinzător, și dorește să facă o surpriză plăcută doamnei Elena Foghel, am să-i dau cuvântul în continuare să prezinte această activitate doamnei Mariana Le Verde. Eu vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici, astăzi alături de doamna Elena Foghel, la Muzeul de Artă Roman. Stimați invitați, iată, ne aflăm astăzi aici, într-un frumos și relevant lăcaș de cultură al urbei, Muzeul de Artă din Roman. Aplauze pentru gazdele primitoare. Așa cum ați auzit că a spus călduroasa, primitoarea și binevoitoarea doamnă director, întâlnirea noastră este prilejuită de lansarea volumului de poezii, Poeme trăite. Să arătăm volumul. Poeme trăite, iar autoarea se află aici lângă mine. Este, așa cum a spus și doamna, o distinsă debutantă în ale publicării unei cărți, o ființă foarte dragă sufletului meu, distinsa doamnă Elena Foghel. De astăzi ai autoarei sunt preot dr. Florin Suscanu, membrii trupei de teatru Dan Alexandrescu din Roman, reprezentanți din mass media și nu în cele din urmă rude, prieteni, vecini, colegi, într-o singură expresie, iubitor de poezie. Aplauze pentru dumneavoastră! Da, mă iertați că eu vreau să folosesc microfonul, deși am o voce bine timbrată, mai ales că sunt profesor învățământ primar. Vreau să vă spun că pe doamna Elena, căreia cu mult drag cei apropiați îi spun doamna Lala, o cunosc împreună cu minunata dumneei familie de când mă știu. Mereu alături, la bine și la rău, astăzi la bine, acum la bine, Domnul Cornel Foghel, soțul poetei, talentatul nostru coleg de teatru, a venit să-și susțină partenera de viață. Aplauze! Și aș mai dori un rând de aplauze pentru cei trei copii, din care doi sunt prezenți aici alături de mama lor, Adrian, Mihaela și Cristiana. Acum am onoarea să vă invit, scumpă și talentată doamnă Elena Foghel, să vă prezentați propria dumneavoastră biografie. Vă mulțumesc în primul rând din suflet pentru că ați avut timp, v-ați făcut timp să participați la această întâlnire cu mine și cu scrierea mea modestă și umilă, așa. Și noi ne cunoaștem bine cu cei care sunt aici, chiar foarte bine, aș putea spune, mai ales cu trupa de teatru pe care o admir și am admirat-o totdeauna. Împreună cu prietenile mele suntem permanent acolo și aplaudăm pe cei care își aduc munca lor în interesul urbei noastre, să zicem. Așa. Și pentru că mi s-au pus două întrebări mai devreme, cine sunt eu, am să încep așa. Sunt un produs al naturii și al sensibilității umane, al durerilor trăite de alții și mai puțin de mine. Sunt exponentul anilor grei, de lipsuri materiale, de muncă, de respect față de cei din jurul meu, într-un cuvânt, un produs al valorilor morale și spirituale, a unei perioade istorice foarte încărcate, de refacere, de revenire de după război. Sunt născută în toamna anului 1949, când toți și toate treceau prin mari primenii. Am trăit în mediul frumosului trai moldovenesc, în mijlocul țăranilor, cu frumusețea grâului copt, al ciocărilor în zbor, cu frunzele arămii ale toamnei, cu fulgii de nea și cu albul ghioceilor primăverii. Am învățat sensul literelor și al cifrelor de la o zână a apelor cristaline, care au reușit odată cu liniuțele și bețișoarele să-mi transmită dragostea pentru frumos, pentru oameni, pentru animale și flori. Am făcut liceu în Roma, cu oameni frumoși de mare valoare intelectuală, care au reușit să-mi transmită cultul omului de la catedră. Am lucrat în învățământ, transmițând la rândul meu valori primite în dar de la educatorii mei, în timp ce și eu urmam cursurile unui institut fără frecvență. Apoi am simțit nenorocirile vieții de adult, pe care nu vreau să le amintesc aici, dar care se simt în scrierile mele prin tristețea și tandrețea lor. De când scriu, cred că m-am născut cu creionul în mână. Scriu de când razele soarelui mi-au luminat fereastra, și mi-a uscat pe obrazul de copil lacrimile lipsurilor și al durerilor fizice și sufletești, în urma pierderilor celor dragi. Scriu de când mâna destinului mi-a smuls de lângă mine pe singura mea soră, prea devreme, de când viața și-a aruncat asupra mea plasa neputinței de a înțelege nedreptățile vieții, a iubirii neînțelese, al credințelor înșelate. Scriu de când valurile vieții au dus la malul maturității mele toate lesturile nepermise cu care m-am luptat apoi și pentru fiecare izbândă am luptat cu ghilimele vremurilor mele. Am avut norocul să aduc pe lume trei copii nemaipomeniți, care mi-au alinat toate dorurile, durerile și neputințele. Cu ei am plâns, am râs, ne-am jucat, am adormit împreună, rugându-ne la Dumnezeu pentru încă o frântură de zi. Am făcut serviciu între oameni frumoși, am crescut copii frumoși și am trăit curat și frumos. Iată ce a contribuit la formarea mea de om, ce adună rimele și ritmul în foile albe ale timpului. Cine sunt? Sunt Elena Foghel, autoarea volumului de versuri, Poeme trăite. Impresionant, stimată doamnă Elena Foghel. Se pare că pregătim un volum de proză, așa este? Proză, da, de proză. Da. Și ca să vă cunoască mai bine activitatea literară, invitații noștri, dați-mi voie să vă adresez câteva întrebări. Da. Ați spus că scrieți de când vă știți. Dar când ați scris prima poezie și dacă vă aduceți aminte cum se numea? De adus aminte, nu mi-aduc aminte cum se numea, însă știu precis ce a urmat după ce am scris-o. Pentru că făceam parte dintr-un colectiv, sau eram chiar singură, a gazetei de perete a școlii unde învățam, așa, făceam și critică desenată și critică în versuri. Și cum terminam de scris și plecam spre casă, cum mă băteam cu un grup de băieți pe care îi criticam. Asta a fost prima mea formă de a scrie. Apoi au urmat anii cei frumoși unde fiecare, cine a scris o poezie, așa, cu iubiri, cu trăiri, cu sentimente, cu plăceri, frumuseți ale vârstei. Apoi necazurile, viața care m-a luat la rând și pe mine ca pe toți ceilalți. Apoi a urmat perioada din 1972, când am cerut pe Foghel de soț. Am întemeiat o familie care mi-au adus copii. Ei la rândul lor, venind cu neposibilități de a scrie din tot fel de griji, de necazuri, de probleme trăite. Și în felul ăsta a apărut Poeme trăite, primul volum pe care l-am adus astăzi în fața dumneavoastră. Așa mi-ați aruncat mingea la fileu, tocmai v-am să vă întreb de ce Poeme trăite. Iată că mi-ați răspuns. Dar eu știu răspunsul, dar vreau să știe și ceilalți invitați. Cam câte poezii ați scris până acum, cu aproximație? Ei, aici iarăși e o problemă. În tinerețe mi-am propus, ceea ce nu se putea ajunge la timpul acela, că în momentul în care voi scrie 1000 de poezii, am să încerc să le adun pe căprării, cum se zicea odată, și să le pun între coperți. Ei, iată că, la un moment dat, au apărut 1002 poezii. Aplaude! Să încep să desfac niște coperți și să le așez acolo. Așa, cum ați făcut selecția pentru acest volum? Ei, aici a fost un pic mai greuț, pentru că erau primele poezii scrise pe timpurile când încă mintea și inima lucra pentru cei din jurul meu. Problemele altora m-au interesat în mod special, necazurile, trăirile oamenilor, durerile lor și în mod special trecerea aceea, pentru că eu am trăit într-o perioadă când biserica nu prea așa avea loc în existența noastră, așa, și eu mi-am făcut un cult din a crede în două lucruri total, zic eu, în binele omenirii. Am mers lucrul la catedră, pentru care am un cult, așa, din totdeauna, și credința aceea pe care eu am transformat-o în credința mea. Nu sunt un fan, să mă iert pe părintele. Deci nu sunt un fan al religiei, domnule, așa se spune, mergem acolo. Sunt un adept al credinței, a bunului simț, al respectului, al întâmplărilor trăite și din acest punct de vedere. Credința pentru mine a fost tot timpul acolo. Am plecat din casă zicând, Doamne ajută, mi-am învățat copiii să spună, Doamne ajută, când pornesc într-o situație de aceasta care e importantă pentru ei. Și înainte de culcare, întotdeauna, am spus, mulțumesc, Doamne, pentru ziua de azi, ajută-mă să ajung și mâine și mulțumesc pentru ce mi-ai dat și ce mi-ai luat, pentru că tu știi ce am meritat. Și apropo de asta, cine v-a ajutat să tehnoredactați versurile și să faceți copertele? Cred că suntem unicat. Da. Așa. Eu și fiul meu, Cristi. Bravo, Cristi, unde ești? Aplauze! El făcând grafică și tehnoredactare, iar eu cu poeziile mele, așa cum sunt ele, el le-am mai corectat, le-am mai greșit împreună, am luat de la capăt, iar probabil mai lua și altele, deci am lucrat împreună. Suntem mamă și fiu, colaboratori a acestei cărți. Teatrul, o familie de artiști. Știm că mai tânărul și talentatul nostru coleg de teatru, Cristi, alias Neamțu, acum fotograf, cameraman, mă rog, pe aici cu organizarea, cântă foarte frumos la chitară, cântă foarte frumos și cu voce. Vă rog să ne spuneți dacă a compus el vreodată melodii pe versurile dumneavoastră. Într-o perioadă colaboram și din punctul ăsta de vedere, eu scriam, el fluiera. Eu recitam și el zdrângănea la chitară Și așa au ieșit și versuri. Apropo de asta, dacă îmi permit să spun ceva, aviz celor cu chitara, și avem în jurul nostru câțiva, așa, care folosesc chitara bine, începând din toamna aceasta, iar dezvăluim un secret, voi publica un volum de poezii, Iubărețe. Oh. Da, abia așteptăm. Care pot fi folosite la prospectare. Eu am deschidere spre colaborare cu toți tinerii care folosesc chitara și care vor să folosească versurile mele. Iată, sunteți și textier. Da. Și pentru că venim o rămadă de muzică, haideți să vă spun, doamnă Lala, că astăzi ați avut o mică surpriză. Tânărul Denis Gondurache, ați văzut că a intrat în rezonanță cu emoțiile dumneavoastră cântând la saxofon. Aplauze pentru el. Da, o să ieși la aplauze spre final, da? Ca să ne vadă lumea încă o dată. Da, și acum o ultimă întrebare. Pe o scară de la 1 la 10, cum vă simțiți în acest moment? Greu de spus. Emoții cât Casa Poporului. Asta e de bine. Așa. Și copleșită sentimental de toți cei care sunt lângă mine și simt cu sufletul. Ca și pe pagina de Facebook. Nu știu dacă există cineva care nu e la mine pe pagina. Deci acesta nu este. Nu are Facebook. Și el este preot, deci mai avem un preot. Da. Mulțumim foarte mult, v-am ținut în picioare. Mulțumesc mult. Haideți să... tuturor colegilor mei. Sunt colegi de-ai mei de liceu aici, fete frumoase și deștepte ca mine. Preoții de față, inclusiv părintele, care, sigur, este cu sufletul, așa cum și eu, din mare, mare respect față de dumnealui, am să încep să-mi adun gândurile pentru altfel de relații de acum, că trebuie și astea făcute la o anumită vârstă. Mulțumesc tare mult tuturor care simt ca mine în această zi. Dar v-am spus că o să vină, vedeți? Uitați ce frumoși sunt. M-am făcut să-mi griji, că nu vine nimeni, ce să fac eu, că sunt singură, și telefoane zbârnâiau, că nu vine nimeni. Și iată, deci, lumea ne iubește. Sigur, da. Încă o dată aplauze. Și acum rugăm pe distinsul părinte doctor, de altfel și dumnealui, autor de cărți, să ne spună câteva impresii despre volumul Poeme trăite. Mulțumesc! Distinsa noastră prietenă, doamna Elena, dragii noștri invitați, trăim momente de emoție, bineînțeles, pentru că debutul doamnei, a spune eu, este poate un alt început. Scrie din anii tinereții. Nu este un debutant care acum s-a întâlnit cu poezia. Dar din modestie, din această smerenie creștină, ați văzut că a întârziat invitația să ne adune atât de mulți și atât de apropiați sufletului dumneaei la lansarea primei cărți de poezie, Poeme trăite. Ne aflăm într-o sală primitoare, o sală în care sunt expuse acvarelele doamnei Iulia Vărucescu. Și mă gândeam, făcând așa o conexiune, într-o altă manieră, într-un alt stil, doamna Elena Foghel ne adună astăzi aici să ne prezinte peisaje în cuvinte sau portrete în cuvinte, cuvinte alese, cuvinte de poete care ne invită prin acest volum la o călătorie. Este, de altfel, un titlu foarte sugestiv, Poeme trăite, trăirile poetului sau poetei noastre, și ne invită la o călătorie în timp, călătorie prin amintirile vieții dumneaei, care sunt eșalonate în cele 4 anotimpuri. Viața unui om se poate regăsi în anotimpurile unui an. Primăvara, când totul renaște la viață, Dumnezeu își amintește în poeziile dedicate primăverii de copilărie, de satul natal, de bucuriile unui copil, apoi vara, toamna și iarna vieții cu tristețele, cu neîmplinirile ei. este o carte de confesiuni și așa cum Augustin, un cunoscut scriitor apusean, are o carte, chiar așa se numește, Confesiuni sau Mărturisiri, aș spune eu că și doamna Elena Foghel a reușit, prin aceste frumoase poeme, să ne educă cu gândul și cu mintea, cu inima, în timp, prin ascensiunea în anotimpurile vieții ei. Este foarte sugestivă această prezentare a poemelor trăite în simbolistica unor anotimpuri și mi-au plăcut tare mult cuvintele alese prin care ne ilustrează aceste peisaje ale vieții, aceste persoane, portrete în cuvinte pe care cu multă ușurință și cu îndemânare le-a așezat în stihuri. M-am oprit la una din poeziile foarte sugestive din iarna vieții, deci din anii în care s-au decantat toate aceste amintiri și toate trăirile, sentimentele, dorurile, suferințele. În iarna vieții, poeta merge la o mănăstire. Și la poarta acestei mănăstiri, cunoscută de noi, Sihastria, are un sentiment de emoție sfântă, pentru că ar fi dorit să mai rămână aici din două motivații. Să vorbească cu sfinții, deci foarte sugestivă această dorință de rugăciune, convorbirea sau dialogul cu sfinții, și mai apoi o descătușare, o despovărare, să lase acolo toate grijile, toate păcatele și grijile acestei lumi și să revină acasă mult mai ușurată și mult mai liniștită. Dacă mi îngăduiți, am să citesc această poezie, care mi se pare una dintre cele mai frumoase din volum, dar este chiar momentul despre care ne vorbea adineauri, că vine o vreme în viața fiecărui om când trebuie să te gândești și la aceste lucruri care țin de spirit, de suflet, de eliberare, de apropiere de sacru și convorbirea noastră cu Dumnezeu prin rugăciune. Deci este un lucru probabil care o interesează mai mult în această etapă, în acest anotimp, și anume convorbirea cu sfinții. Iată, poezia se intitulează, așa cum vă spuneam, Iarna la Sihăstrie. Iarna aceasta a venit la Sihăstrie când mă rugam să-mi ierte Maica Domnului păcate. N-am mai simțit de mult așa o bucurie, ca și cum viața mi-a adus daruri bogate. La poarta mănăstirii s-a așternut zăpada. Parcă să-mi înnoiască anii spre credință și să mai ușureze din corvoada ce o port pe umeri ca o neputință. Sub norii albi ce încununau brăduții de pe munte, ce inspirau voință și trăire vie, mi-am amintit de viețile atâtor sfinți ce și-au găsit aici odihna pe vecie. Frumoasă iarna azi la mănăstire și-s mulțumită că m-a prins aici prima ninsoare. Mă simt așa de aproape de viața în Sihăstrie că o căldură dulce parcă mă împresoară. Aș vrea să mai rămân, să mai vorbesc cu sfinții, să las poveri ce sufletul apasă, să-mi pomenesc în minte și frații și părinții și să mă întorc mai liberă și liniștită acasă. Este confesiunea doamnei Elena Foghel, care, așa cum ne prezintă titlul buchetului de poeme, poemele trăite, își așterne în cuvinte alese, așa cum ați văzut din această frumoasă confesiune în stihuri, își așterne amintirile. Și probabil că astăzi și-a găsit aici, în fiind acompaniată și felicitată de noi toți pentru această reușită și pentru bucuria gândului împlinit de a așeza în paginile unei cărți trăirile sale, deci își găsește și mulțumirea, și liniștea, și pacea. Și noi nu putem decât să o felicităm, să o îmbrățișăm, o felicităm pentru debutul, să spunem, acesta solemn, public, dar noi am citit de mult poeziile și o cunoaștem. Îi cunoaștem gândurile și sufletul din versurile cu care ne-a obișnuit și în alte ocazii, în alte împrejurări ale vieții, dar aici, solemn, spuneam, asistăm totuși la debutul poetic. Este o poezie simbolică, uneori abordează și teme de filozofie, iată și o anume temă teologică, grija pentru suflet, grija pentru cei care nu mai sunt printre noi, răspunsul la întrebarea unde sunt cei ce nu mai sunt, și noi am avut aceste întrebări și răspunsuri și în alte întâlniri ale noastre, discuții pe această temă. Deci întrebările și răspunsurile cele mai importante ale vieții unui om se regăsesc în anotimpurile și în confesiunile doamnei Elena Foghel. Astăzi o felicităm și îndrăznesc în calitate de preot să spun că binecuvântăm debutul ca poet și să fie acesta doar un nou început. Deci un nou început, pentru că ne așteaptă, sunt sigur, surprize, bucurii cu care ne-a obișnuit. Chiar spre sfârșitul anului, poate Doamna ne va invita din nou să continuăm șirul confesiunilor și pe alte teme, dar și ar fi păcat să nu dăm glas gândurilor ei frumoase și să ne regăsim cu alte și alte mărturii, așa cum spuneam, jurnale ale sufletului dumneavoastră frumos. Vă felicităm, vă mulțumesc! Mulțumim, Părinte, pentru frumoasele cuvinte bine meritate de doamna Elena Foghel. În sală se află mulți profesori de limbă română, dar haideți să profităm de un profesor și un jurnalist de referință al orașului. Să invităm aici pe doamna Flora Ordean. Mulțumesc pentru faptul că voi face o recenzie la prima vedere. Lada mi-a dat cartea, colega mea, Lada și prietena mea, mi-a dat cartea chiar înainte de asta și o să încerc la o primă lectură să-mi amintesc că am fost profesor de română și să-mi amintesc, să văd ce pot scoate din această cotidiană de casă. Vreau să vă spun întâi că eu am fost colegă de clasă cu sora lui Lala, Coca, care, din păcate, a murit într-un tragic eveniment. Era elevă la o școală post-liceală sanitară de la Bacău și a avut loc o nenorocită de explozie și i-a adus moartea. De atunci, altfel, Lala a și mărturisit faptul că a început să scrie. Dați-mi voie să mă uit un pic pe ceea ce mi-am însemnat, pentru că, vă spun, acum am luat cartea așa cum am văzut-o. Am remarcat că folosește versul clasic, este vorba de o limbă împerecheată, o abundență extraordinară de diminutive, tăicuț, gărbuț, barba este sură, iată un epitet. Brăduțul, apele sunt tulburi, ce am mai găsit. Câmpul este înflorit, iubirile sunt împărtășite, fântâna este seacă, privirea searbădă și goală. Mi-a plăcut extraordinar de mult metafora par de stele și de flori. Iată o metaforă nemaipomenită din poezia Dacă aș putea. Iarba e fragedă și deasă, geamul gândurilor tale. Iarăși mi-a plăcut o metaforă extraordinară. Măducile sunt mândre, val de doruri. Superbă metafora. Noi am de amintit, iată ce mi-a plăcut, iar nucul regelui Vezii, Deci, metafore surprinzătoare. Surprinzătoare, asta am găsit și eu. Salcinițe pe vale, parcă avem vizual căderea celor, abundența crengilor de salcie. Iarăși cu o doamnă de fetiță. Splendid, splendid. Diminutivul portiță, pisicuțele, parcă le vezi și le auzi sfărăind. Câinii sunt încămați la săniuțe. Ne duce cu gândul la lecturile de școală. Teiul plânge, un tei care plânge, nemaipomenit. Ziceam, nepoței, se aude din cabou, asta iar mi-a plăcut, se aude din cabou mișcări de oase. Aici poate ar vrea ea să ne explice la ce a dus-o gândul, mișcări de oase din cabou. Că și omul este bătut de soartă, are privirea tristă, trăirile sunt deșarte, ne amintim de lerul iver, ne amintim de pătrânei și până aici am reușit să citesc. Dacă mai aveți ceva de adăugat? Nu, deocamdată nu, la o viitoare lectură, dacă nu dă din timp, pot să fac, să încerc să fac și pe celălalt aici, dacă doriți. Nu, nu, ne așteptăm la ceva de asta, să vă ajut. Da, 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 da. Și în aceeași notă pedagogic, literară, ca să zic, mi-am structurat cumva părerile mele despre acest volum de poezii. Dați-mi voie, mi-am notat, pentru că țin foarte mult la fiecare cuvințel pe care l-am scris. Când inima poeților e sfâșiată de suferințe secrete, suspinele lor sună ca o muzică frumoasă. Pentru că artiștii simt mai intens viața decât oamenii obișnuiți. Am citit și recitit de multe ori, cu bucurie și admirație, cu emoție și respect, poeziile volumului și am avut impresia că am intrat nepermis de adânc în sufletul și eul liric al autoarei, care ne mărturisește, citez, atâta durere trecută prin vise, atâtea trăiri de viață învinse. Prinsă în vântoarea creațiilor sale, poeta se avântă în balansul antitetic între iubire și durere, fragilitate și forță, ieri și azi, pesimism și optimism. Așa cum afirma Lucian Blaga, poezia este un veșmânt în care ne îmbrăcăm iubirea și moartea. Doamna Elena Foghel abordează în acest volum o paletă largă de tematici, atingând cele mai ascunse cotloane ale sensibilității emoționale. Cine n-a plâns când a citit acest volum? Sau să plângeți când o să-l citiți. În funcție de subiectele abordate, după părerea mea, ele ar putea fi structurate în 4 capitole. Universul familial, introspecții în universul propriei conștiințe, drame filozofice și sociale, având ca temă de bază trecerea ireversibilă a timpului și anotimpuri. În poeziile dedicate familiei, poeta a compus din diverse perspective. De mamă, de fiică, nepoată, iubită, soție și eterna femeie. Având nostalgia scenelor bucolice din trecut, își exprimă dorința regresiei în timp pentru a retrăi amintirile plăcute din copilărie sau tinerețe legate de meleagurile natale și casa părintească. Amintirea părinților și a bunicilor arată valențe sacrale. Citez. Să poți atunci să-ți alini și jalea și amintirea sacră de părinte. Cel mai multe poezii din această tematică sunt dedicate așa cum era de așteptat mamei. În atmosfera caldă a familiei se respectau tradițiile ancestrale. Crăciunul magic, învierea, chiar și superstiția păgână a strigoului. Tradiții care acum sunt, citez, pierdute în necazuri și durere. Tematica introspecțiilor se întrepătrunde cu cea a dramelor filozofice și sociale. Poeta, captiva prezentului, se zbate oscilând cu gândul din trecut către viitorul sumbru, pe care metaforic îl numește o gaură neagră, spre care, din păcate, se îndreaptă omenirea. pesimismul o urmărește și reapare cel puțin secvențial în majoritatea poeziilor acestui volum. Acest pesimist vi-l exemplific în expresii ca: nu mai are rost, a fost odată, n-are să mai fie, este totul pierdut. Deși pe doamna Lala o știm ca pe o ființă veselă și mereu zâmbitoare. Față de semeni, autoarea manifestă o largă paletă de sentimente. Iubire și recunoștință, mai mult pentru oameni și părinți. Compasiune față de victimele neputincioase ale vieții. Bătrâni, cerșetori, necuvântătoare aflate în suferință, copii abandonați de părinți, tristețe în fața pierderilor materiale sau umane, dor, devotament sau bucuria copiilor pe verdeluș. O altă emoție exprimată cu multă sinceritate în versurile Dunăiei este frica. Frica de bătrânețe, de singurătate și de moarte. Cele mai sumbre sentimente au ca motive poetice singurătatea și apăsarea senectuții. Simbol al tristeții, lacrima, o să observați că apare ca un leitmotiv în diverse expresii. Lacrimă greoaie, lacrimă de rouă, lacrima prelungă de amintire, o lacrimă de jale, o lacrimă îți cade fierbinte, sau plânsul, plângând la poartă, plângea pe vatră, plânge teiul, vântul parcă plânge, când ei plângeau, copilul plângea jale. În acest volum, anotimpurile devin reale tablouri imagistice, fiecare sezon fiind personificat. Iarna e supărată, toamna este cu coană urâtă și pustie, primăvara e nouă, plină de culoare, iar vara, argintie cu valuri de gângănii și călduri. Abundă imaginile vizuale și auditive, precum și metafore surprinzătoare, așa cum spunea distinsa doamnă Flora Ordean. Meseria de cadru didactic, despre care ne amintea doamna mai minte, pe care autoarea a practicat-o de-a lungul vieții, și-a pus amprenta, bineînțeles, și asupra creației sale literare, prin care transpare o înțelepciune sfătoasă, ușor pedagogică, transmisă cititorului sub formă de îndemnuri către altruism, bunăcuvință, iubire, onestitate, credință creștină. În ceea ce privește tehnicitatea compozițiilor, versurile au o prozodie foarte bine pusă la punct. Rime inspirate și perfecte, măsura versurilor diversă, ritmicitate și accente care dau muzicalitate poeziilor. De aceea se pot și compune multe cântece pe versurile dumneavoastră. Stimată doamnă Elena Foghel, dați-mi voie să vă felicit pentru curajul de a publica în sfârșit o mică parte din valoroasa dumneavoastră creație și să vă mulțumim că ne-ați mângâiat sufletul cu aceste poezii minunate. Mulțumesc pentru asta! Știm că se află în sală persoane care ar dori să ia cuvântul, dar haideți să facem o mică pauză de la vorbit și să trecem la un moment poetic de suflet. Membrii trupei de teatru Dan Alexandrescu din Roman vor concretiza talentul incontestabil al autoarei, încercând să-l pună și mai mult în valoare, intrând în rezonanță cu emoțiile transmise de eu liric prin citirea câtorva poezii din volumul Poeme trăite. Te rog. S-a prăvălit un nor pe o coastă înverzită, să-și caute un loc unde să-și facă joacă. Între pădurea caldă și țarina înflorită, să-și ascute glasul și să-și răstoarne apa. Întâi, acum amnarul se lumineze calea, izbindu-l cu putere de piatra de la râu. Am muturat în fugă, mai jos apoi cărarea, și-am conjurat pădurea cu grijă, un brâu. Apoi, cu strop călduți, A dat un locotiu de prilabul luminiș spre maluri și a îndreptat mânia izbind cu vijelie în fragedul frunziș. Apoi a coborât sfios, ușor, între vâlcele, înspumegând arbuștii tăcuți și pirpirii, împodobindu-și trena cu mii de floricele și transformând urgia în surte zglobit. Un nor, un singur nor a reușit deodată să schimbe înțelesul cuvântului etern, să întoarcă și pământul și cerul la oaltă într-o pornire crudă a marelui infern. Și a pus apoi pe ramuri călduțe juvaiere, a înseninat imensul albastru la un loc și a admirat de sus apoi acea putere ce a transformat natura într-un joc. Cu coada între picioare, cu ochii triști, timid, scâncind după răcoare și alene mârâind, un câine mic, bălțat, lovit de așa căldură, se mișcă rușinat, cu pași micuți, prin zgură. Stă tot mereu în urma papucilor greoi și a cârjei, care scurmă dureri pentru amândoi. Bătrâna și al ei câine pornise de la poartă din zori după o pâine, dar pașii greu îi poartă, doar câinele mai vede să țină drumul drept prin soare. Ea s-ar pierde de n-ar fi el deștept. Se scurg pe lângă cale cățelul și bătrâna mi-a așa de jale și aș vrea să-i sărut mâna. Ce grea e bătrânețea, ce doare viața grea. A mai rămas blândețea și sufletul din ea. Cățelul? Minte, bătrâna, suflet blând, n-am să-i mai scot din minte, mereu îi văd trecând. Că patii mai mari calitatea și orgolul dispare. Cât poate să îndure, cât poate să rabde o piatră hârtie cu marginea lui. Atâta durere trecută prin vise, atâta trăit de viață învinsă. Cât poate să îndure, cât poate să rabde o piatră hârtie cu marginea lui. Atâta durere trecută prin vise, atâta trăit de viață învinsă. Cumpărați ghiocei! Ghiocei pentru mame! Se aude în piață un glas de copil. Hai, nene! Luați ghiocei pentru doamne! Nu-i spun! Doar un leu! Anunță umil. Mă plec să-l mângâi. E atât de ghețat. Mânuța murdară o întinde la lume. Ochii lui triști. De cățel speriat și sufletul mic e plin de suspine. Cumpărați ghiocei pentru mama. Dar unde-ți e mama, băiete? Și simt în ființă lui teama și foame și frică și sete. Mămica e plecată departe la muncă și n-a mai trimis o scrisoare. S-a dus ca și alții, de unde să aducă și haine, și bani, și mâncare. Cumpărați ghiocei pentru mame. E ieftin un fir, o nimica. Haine, ia flori pentru doamne. Și mie o să-mi vin acasă, mămica. Cumpărați ghiocei. Ghiocei pentru mame. Poezia și versurile au transmis o emoție deosebită. Omule, oricât de sus poți să ajungi ca să cunoști imensitatea și cât de jos poți să cobori ca să-i cunoști însemnătatea, te înfășori în vanitate și în dorința de mărire, te risipești în neputință și spuciun pentru nemurire. Îți fereci inima cu aur și o asculti cu nestremate, te vezi urcând pe scări cu lauri și podoabe tapetate. Te înconjori cu turnuri, de palate grele. Dar cine ești? Tu cine ești până la urmă printre ele? Un muritor. Ca mine. Și ca altul. Tot un muritor. Un om. Un simplu om prin lume trecător. Ce n-ai să iei cu tine nimic când vei pleca. Și nu rămâne mai nimic în urma ta. De aceea, omule, iubește. Iubește tot ce mișcă pe pământ. Fii om corect și n-arunca cu vorbele în vânt. Trăiește fiecare clipă cu dor și inima deschisă și lasă-ți sufletul și mintea neatinsă. Frică să trec pragul tinereții, să vând cu mari sunt nebunii. Și mă agăț cu patimă de tine, mi-e frică să privesc lumina lumii, ce pare că se apropie de mine. Nu vreau să văd cum vine asfințitul, soarele se ascundă după nori, dar tot mai des mă bântuie urâtul, și stelele pe cer se sting și mor. Nu vreau să văd cum vine asfințitul, soarele se alungă după nori, dar tot mai des mă bântuie urâtul, și stelele pe cer se sting și mor. Aceea rup să mai rămâi cu mine, chiar cât te doare și îți este greu, și că oricum trecutul iar vine, dar sunt mai sigur lângă chipul tău. Rămâi cu mine până la sfârșit, ca să-mi adun pe piept mâinile reci, să-mi oprești și ultimul sărut. Te rog, închide ușa dacă pleci. Vreau să văd cum vine asfințitul, cum soarele se ascunde după nori, dar tot mai des mă bântuie urâtul, și stelele pe cer se sting și mor, și stelele pe cer se sting și mor, și stelele pe cer se sting și mor. Când Dumnezeu l-a întrupat pe om din tină și l-a înzestrat cu suflet, voință și putere, a picurat în mintea lui lumină și în inimă iubire și durere. Mulți însă cu voință au creat o lume ce au reușit să o umple credință pură. Cei cu putere și-au impus anume să facă viața veșnică și dură. Doar biet rătăcitor prin nopțile cu stele, ce-a strâns la piept iubirile pierdute și-a închipuit că numai printre ele își poate alina durerile trecute. El a pornit pe căi răzlețe și încurcate și a adunat iluzii și oftări ascunse, împărtășind dureri și vorbe amestecate în versuri cu parfum de dor transpuse. Dă, Doamne, celui care cere veșnicie celui ce compune, o împreunare de cuvinte în versuri mute și dă-i putere să mai poată spune tot ce vrea inimii, la orice vârstă să asculte. Când ai să oprești vreodată din alergare pasul, să-ți reaze în fruntea grea de tungiul de copac unui foc. Să asculți atunci ce spune din depărtare glasul, nu cel dintr-o mașină, ci cel al unui om. Să stai cu el de vorbă, să-ți spună ce îl doare, să-i mângâi trecutul cu vorbe din prezent. Să-l lămurești că viața oricum e trecătoare și trebuie trăită cu drag și cu respect. Iar mâna ta grăbită pe crește să-i pui, să simți cum lângă tine se naște o speranță, să știe că nu este acum al nimănui care și el loc cu tine în asta viață. Când vom avea tăria să ne oprim puțin, fără păreri de rău, să rupem amintirea, să știm că în suflet nu mai avem venin. Atunci și viața noastră își va împlini menirea. Dragul meu fiu, am să mă avânt în clipe de uitare și am să spun că tot a fost de mult. Am să mă arunc în val de disperare fără să spun cuvântului cuvânt. Acolo am să-mi las ființa rece să prindă pala vântului nebun. Să simt cum vraja vieții mă petrece și eu știu ușurela bun. Am să-mi adun cu ultima putere o lacrimă de rouă pe o floare. Să-ți las ție ca o mângâiere întruchiparea razelor de soare. Și abia când trupul meu va fi țărână și gândul apur viu deasupra ta, atunci știi că mama ta bătrână mereu în preajma ta va exista. Și n-am să lasă curgă disperarea pe chipul tău de viață încercat. Am să-ți aduc în suflet împăcarea prin dorul amintirii depărtat. Părul tău, albii de vreme, ca de-astăzi fulgi micuți de neam, de neam. Și din zăpada ce s-a șterge, îmi amintesc căldura ta, căldura ta. Tu, Maică, ce mi-ai fost icoană a vieții mele de copil, de copil. Stai astăzi doar privind din ramă la fiul mare și umil, și umil. Dar mă închin, icoană vie, și mă rog ție să mă ierți și-n viața care va să vie printre cei buni să mă accepti. Umil că viața l-a învins cu greutăți abia trecută, abia trecut, ce spre abisul l-a împins de multe ori nepricepută, nepricepută. gheat asupra mea și-n viață vie și mereu, și mereu. De aceea azi, când viața-i grea, te rog să ierți tot ce-a fost rău, tot ce-a fost rău. Dar mă închin, icoană vie, și mă rog ție să mă iert, și-n viața care va să vie, printre cei buni să mă accept, printre cei buni să mă accept. În fiecare an sărbătorim femeia, știind că ea își are locul ei, dar că oricând ea e mereu aceea. Și ce s-ar face lumea fără de femei? În ziua asta toți, dar toți o urcă sus, în slab. Îi fac favor, îi aduc și flori. Și nimeni nu o consideră mai slabă și o împodobesc cu daruri și cu omori. Dar ea e de când știm iubită mama, bunică, soră, șefă, secretară. Și niciodată în asta doar în ramă și niciodată n-a fost o povară. De ce să o ridicăm azi la vedere? Să o mângâiem cu vorbe fără fond și nu e comportarea noastră o plăcere. Fără să avem în spate un imnor. Femeie. Femeia e femeie toată viața. Nu doar în martie este ziua ei, e ziua ei și atunci când face piața. Și când simte durere, lângă ai săi, e ziua ei și când ridică tonul, se îndrepte calea rea a unui fiu. Și atunci când ține în familie, îi somnă. Și atunci când oamenii răi, de frică îi știu. E ziua ei și când îmbracă haina de militar, de slugă, de stăpân. Și atunci când, sub halat, ascunde taina unui bolnav ce-i la sfârșit de drum. De aceea n-ar trebui fixat odată, când s-o iubim, să ne amintim de ea. Să știm că ea, femeia adorată, a dat în lume toată viața sa. Dar plăcut micuțul nostru, marele moment poetic. Mulțumim actorilor trupei de teatru Dan Alexandrescu. Toți au vrut să vină. Au recitat Luminița Mera, Fabina Petru, Cornel Lunechita, Iulia Vărucescu, Mariana Le Verde, Cornel Lunechita și Alexandrescu. La chitară, compozitor și interpret al celor trei cântece pe versurile doamnei Elena Foghel, Cornel Lunechita. O altă invitată a doamnei Lala, o bună prietenă tot din domeniul artelor, și anume artelor plastice, doamna pictoriță Tincuța Ștefan vrea să adreseze câteva cuvinte. Dragi invitați, vă mulțumesc! Sunt din Focșan, mă numesc Tincuța Ștefan, cochetez cu arta plastică, pictură, mai scriu și poezie, dar acum în special pictură. Vreau să, în curând o să am o expoziție în orașul dumneavoastră și mi-ar face mare plăcere să vedeți lucrările mele. Cu Elena sunt prietenă de ceva timp și ne-am împrietenit pur și simplu mai mult sufletește. Ea scriind poezie, eu pictând, făcându-i câteva lucrări pentru poezii. În momentul când am văzut poeziile, i-am făcut câteva surprize. Mi-a plăcut foarte mult, este un om deosebit, un om drag sufletului meu și mă bucur foarte mult pentru că astăzi am putut să ajung aici după multe probleme de sănătate. Așa, ca să spun. M-am reapucat de pictură după 38 de ani, la îndemnul și ajutorul unui foarte mare poet și pictor și scriitor care astăzi s-a dus dintre noi, nu mai este, domnul Ion Vargele. Nu știu dacă ați auzit de el, a scris Hermeneutica miturilor și multe, multe alte cărți. Un om extraordinar pe care viața mi l-a scos practic în cale și s-a ținut de mine, m-a ajutat enorm de mult ca să reîncep să pictez. Și fac aproape 2 ani de zile de când am reînceput acest lucru și nu am cuvinte să vă mulțumesc că am întâlnit-o pe Elena, care m-a ajutat foarte, foarte mult și mă ajută. Și vă mulțumesc tuturor celor invitați, pentru că altfel nu aveam posibilitatea să văd ce oameni deosebiți sunt în acest oraș minunat. Am avut o singură colegă de liceu și una de facultate, care era din Roma. Nu mai știu, că știu de una de liceu care se numea Stafie Maria. Nu mai știu pe unde e, ce s-a mai întâmplat cu ea. Și aș vrea să... Mă scuzați că am emoții și aș vrea să-i recit o poezie care este ca un nou început pentru Elena și să-i dea Dumnezeu sănătate și putere și să editeze mai multe cărți, pentru că are lucrul ăsta și e păcat. E primăvară iar. Mai vine iar o primăvară nouă, cu ghiocei, cu păsări, cu soare și cu soare. Revine firul ierbii, plin de rouă. Natura iar e plină de culoare. Ridică colțul iernii înghețată și lasă zorii să pătrundă în picna. Aruncă grijile ce-au fost odată, iar valul cald din nou să te cuprindă. Un vânticel adie spre vale, aduce funigeii de vreme bună, topind zăpada ce-a rămas pe cale și gândăceii firavi îi adună. Renaște frumusețe naturală, ne înveselesc mlădițele plăpânde, se aude o trăire ancestrală, vibrații ce se adună apoi în unde. Din când în când mai cerne ploaia rece și bălțile oftează trecător și zgribulit în vale se petrece, cuprins de griji, un tainic călător. Un strat de iriși zdrențuiesc pământul, să vadă dacă-i bine de ieșit, și dat deodată n-a semnat cuvântul, ce parcă îi urează, bun venit. Un nor sloboade, un stol de rândunele, ce se îndreaptă fulger spre pământ, purtând atâta tristețe în ele, și o viață nouă parcă ține, parcă-ți vine în gând.